Bună ziua, dragii mei! Pe parcursul acestei lecții vom vorbi despre cazurile de congruență a două triunghiuri dreptunghice. La finalul lecției veți fi capabili să identificați criteriile de congruență a două triunghiuri dreptunghice și, de asemenea, să determinați caracteristicile unei configurații geometrice date pe baza acestora. Așadar, vom vorbi în continuare despre cele patru cazuri de congruență a două triunghiuri dreptunghice. Cazul catetă-catetă. Două triunghiuri dreptunghice care au catetele respectiv congruente sunt congruente. În figura alăturată avem triunghiurile ABC și A'B'C', două triunghiuri dreptunghice în B și respectiv B'. Așadar, vom scrie triunghiurile ABC și A'B'C', în care cunoaștem că unghiul B este egal cu unghiul B' și este 90 de grade, iar catetele AB și A'B' sunt congruente, respectiv BC și B'C'. Conform cazului de congruență catetă-catetă, triunghiurile ABC și A'B'C' sunt congruente. Datorită faptului că aceste două triunghiuri sunt congruente, rezultă că și celelalte elemente corespunzătoare vor fi congruente, adică ipotenuza AC va fi congruentă cu ipotenuza A'C', iar unghiurile ascuțite, unghiul A va fi congruent cu unghiul A' și unghiul C va fi congruent cu unghiul C'. Următorul caz de congruență este cazul catetă-unghi. Două triunghiuri dreptunghice care au câte o catetă și unul dintre unghiurile ascuțite, respectiv congruente, vor fi congruente. Așadar, considerăm triunghiurile ABC și A'B'C' din figura alăturată, ambele triunghiuri dreptunghice în B, respectiv B'. În aceste două triunghiuri cunoaștem, de exemplu, că unghiurile A și A' sunt congruente și o catetă, cateta AB, de exemplu, este congruentă cu cateta A'B'. Conform cazului de congruență catetă-unghi, cele două triunghiuri vor fi congruente. ABC congruent cu triunghiul A'B'C'. Din definiția triunghiurilor congruente, va rezulta așadar că și celelalte elemente ale triunghiurilor vor fi congruente, și anume, catetele BC și B'C' vor fi congruente și ele, ipotenuza AC cu A'C' vor forma de asemenea o pereche de laturi congruente și unghiul ascuțit C congruent cu unghiul C'. Acesta a fost al doilea caz de congruență a două triunghiuri dreptunghi. Al treilea caz de congruență este cazul ipotenuză-unghi. Două triunghiuri dreptunghice spunem că sunt congruente dacă ele au ipotenuzele și un unghi ascuțit respectiv congruente. Deci de data aceasta ipotenuza AC cu A'C' și unghiul A cu unghiul A'. Sau, bineînțeles, putem spune unghiul C cu unghiul C'. Deci, avem triunghiurile ABC și A'B'C' dreptunghice. În aceste două triunghiuri cunoaștem faptul că ipotenuzele AC și A'C' sunt congruente și unghiul A congruent cu unghiul A'.
Conform cazului de congruență ipotenuză unghi, triunghiurile A, B, C și A prim B prim C prim vor fi congruente. Din moment ce ele sunt congruente, rezultă că și celelalte elemente vor fi congruente, și anume cateta AB congruentă cu cateta A prim B prim, cateta BC congruentă cu cateta B prim C prim și unghiul C congruent cu unghiul C prim. Cel de-al patrulea caz de congruență este cazul ipotenuză-catetă. Două triunghiuri dreptunghice care au ipotenuzele și câte o catetă respectiv congruente vor fi congruente. Așadar, în figura alăturată avem triunghiurile ABC și A prim B prim C prim dreptunghice și, precum spune criteriul ipotenuză-catetă, avem ipotenuzele, adică AC și A prim C prim congruente și o catetă, de exemplu cateta BC cu cateta B prim C prim. Conform cazului de congruență ipotenuză-catetă, triunghiurile ABC și A'B'C' vor fi congruente. Așadar, și elementele AB, A'B', adică catetele AB și A'B' vor fi congruente. Deci și celelalte elemente corespunzătoare vor fi congruente. Unghiul ascuțit A cu unghiul A prim și unghiul C cu unghiul C prim. Acestea sunt cele patru cazuri de congruență ale a două triunghiuri dreptunghice. În continuare, vom aplica aceste cazuri de congruență pe o problemă. Așadar, fie segmentul AB cu mijlocul M. Construim segmentul MN perpendicular pe AB, adică MN este construit în așa fel încât măsura unghiului AMN să fie de 90 de grade. Trebuie să demonstrăm că segmentele AN și BN vor fi congruente. Desenul corespunzător textului problemei este cel alăturat. Deci avem segmentul AB, mijlocul segmentului M. Da? Deci AM este congruent cu MB și unghiul AMN de 90 de grade. Însă dacă AMN este de 90 de grade și NMB este tot de 90 de grade, deoarece sunt unghiuri adiacente suplimentare. Trebuie să demonstrăm că AN este congruent cu NB. Pentru acest lucru identificăm imediat două triunghiuri dreptunghice congruente, și anume triunghiul AMN și triunghiul BMN. Și vom scrie astfel. Fie triunghiurile AMN și BMN, în care cunoaștem faptul că unghiul AMN este egal cu unghiul BMN și este egal cu 90 de grade. Repet, ele fiind unghiuri adiacente suplimentare. MN este latură comună. Iar segmentele AM și MB sunt congruente deoarece M este mijlocul lui AB. Rezultă, deci, conform cazului de congruență catetă-catetă, că triunghiurile AMN și BMN sunt congruente. Dacă aceste două triunghiuri sunt congruente, înseamnă că toate elementele corespunzătoare din cele două triunghiuri sunt congruente, așadar, și segmentele AN și NB vor fi congruente. Exact ceea ce trebuia să demonstrăm.
Acestea au fost cazurile de congruență a două triunghiuri dreptunghice și aplicația bazată pe unul dintre aceste cazuri. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes!